Un bărbat în vârstă de 55 de ani este cercetat de polițiștii sătmăreni după ce s-a așezat la volanul unei mașini, deși se afla sub influența băuturilor alcoolice. Mai mult decât atât, acesta a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina în șanț. Accidentul a avut loc pe raza localității Săi, vineri seara, în jurul orei 21:30. Șoferul a refuzat testarea cu aparatul etilotest și a fost condus la unitatea primiri urgențe Satu Mare. Acolo i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Șoferul i s-a întocmit dosar penal, fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.